Salut, prieteni, ce avem noi aici? Domnul Andrică, comisar șef Andrica. Ce faceți? Cum e să deveniți inculpat? Mulțumesc foarte bine. Dintr-un comisar șef ați devenit inculpat. Cum este? Cel care băga în arest excrocii, ați ajuns la fel să fiți băgat în arest de către colegii voștri. Cum este? A? Cum este cu acuzațiile? Am înțeles că DNA-ul nu este de acord să vă accepte recunoașterea. Nu am făcut nicio solicitare în acest sens. Mulțumesc. Nu ați vrut sau nu vă considerați vinovat? Că există o diferență. Nu am solicitat. Că parcă mi-aduc aminte că ați spus în instanță că o să mergeți pe recunoașterea vinovăției, nu? Sau a fost... Nu am solicitat în acel moment. Nu înseamnă că a fost numai o... așa, în vânt aruncat o vorbă, nu? Exact, probabil. Dar acea infracțiune ați săvârșit-o? Dar o recunoașteți? Nu am solicitat. Da, dar cum este ca să jigniți colegii polițiștii onești? Cum vă simțiți? Ceea ce le dați acum, așa, știți, un mesaj colegilor onești. Ce le spuneți? Adevărații polițiști de teren, de crimă organizată, știu ceea ce am făcut. Și este bine ce ați făcut? Cei care stau pe scaun? Da. Nu știu, nu? O știți doar voi, cei din stradă, nu? Și s-a meritat să dați mâna cu infractorii? Ca să deveniți infractori, să schimbați haina de polițist cu haina de infractor? V-am răspuns din respect pentru dumneavoastră. Vai, dar ce respect aveți, nu? Da, dar singura, cea mai urâtă chestie, că nu ați avut respect față de lege și față de colegii onești. Da, dar ești un excroc de polițist. Un ce? Borfaș. Un infractor. Păcat de haina aia și de gradul pe care l-ai. Un comisar șef. Acesta a fost comisarul șef Andrica. Cel care a lucrat la Brigada Combaterea Crimei Organizate. Și din comisar șef a devenit inculpat. De ce? Pentru că lui îi place mai mult haina de borfaș, de inculpat, de infractor. De. Ați văzut că l-am întrebat ca să spună ce mesaj le poate transmite colegilor lui, polițiștii onești. Ce mesaj? Aici este cea mai penibilă chestie. Din păcate, polițiștii onești, avem, din fericire, avem și acești polițiști onești, în care în fața lor îmi scot șapca. Avem. Sunt mulți, dar există asemenea scursuri. Știți cum e? O pădure fără uscături nu se poate. Banii borfașilor sunt mai importanți decât onoarea și mai ales demnitatea lor. Halal. Ăsta este Andrica, care nu contestă lungirea arestului la domiciliu. Vrea în continuare ca să rămână în arest la domiciliu. Asta este realitatea. Polițiști pușcăriași.